Pasajele subterane din capitală se schimbă treptat la față. Locuitorii orașului se bucură că acum nu mai sunt nevoiți să meargă prin întuneric și mizerie. Nici scări dărâmate și inscripții ciudate nu mai sunt. Autoritățile spun că lucrări se efectuează în fiecare sector și că din 2020 până în prezent au fost reabilitate 5 subterane. Un pasaj pietonal recent renovat este cel de la intersecția străzilor Alecu Ruso și Mihail Sadoveanu din sectorul Ciocanan. Proiectul de reconstrucție a fost de proporții. Au fost reparate scările, s-a schimbat rețeaua de iluminat, pereții și tavanul au prins la culoare, iar trecerea este supravegheată de camere video. Oamenii care locuiesc în preajmă spun că anterior nu doar mirosul neplăcut îi făcea să evite traversarea străzii prin subterană, ci și zecile de chioșcuri care ocupau aproape tot spațiul. Foarte bine au făcut. Față cum era, era parcă mergeai ca pentru grajd, cum s-ar spune, buticuri, ele, nu înțelegeai ce. Amoi e confortabil, e foarte frumos, e plăcut, merge. Mie îmi pare că e una dintre cele mai frumoase din oraș. S-a cheltuit, dar în orice caz ai o plăcere de a merge și a admira. Anterior cum era? Nici nu pot să mai repede, cred că treceai pe strada, pe șosea, decât aici. Красиво, чисто, удобно, просторно. Так что мне нравится. Мы видели, что вы рассматривали эти фотографии. Нравится ли вам концепт вот такой? Конечно, нравится. Это наши чеканы. Раньше как было? Ну, как было. Здесь киоски, узенький проход, грязно. А сейчас мне нравится очень. Так более удобнее без киоска? Ну, конечно. Простор, люди могут свободно проходить. La sfârșitul săptămânii va fi redeschisă oficial după renovare și subterana de la intersecția străzilor Ion Creangă și Alba Iulia din sectorul Buiucani. Pentru modernizarea pasajului s-au cheltuit aproximativ 2 milioane de lei. Foarte frumos, foarte bine, chiar e curat, parcă suntem în altă subterană, nu între cei care am fost până acum. Des traversați pe aici, cum era? Foarte des în toată ziua și era chiar o mizerie nemaipomenită, dar acum e bine. Bine, mai au definisat, dar cred că o să fie la 100% mai bine. Totuși au rămas unele butici. Se puteau de linimicit de aici, dar bine, e un plus și pentru cei care lucrează și au investit ceva aici. Locuitorii capitalei susțin că un lucru foarte important este și implicarea oamenilor, de la care nu se cere mult, doar să păstreze lucrările realizate. Este un lucru extraordinar care s-a efectuat. E foarte comod, e foarte bine, ținând cont că știu care a fost situația anterioară. Sper ca cetățenii să păstreze ceea ce s-a făcut și să mențină în curățenie. Era un dezastru, fiindcă nu s-a făcut, nu știu, de foarte mult timp preparație în pasajul. Eu sunt de 20 de ani în Chișinău și atâta cât s-a făcut în 2 ani, n-am văzut în toți anii. Tot mi-e place, este nou, este curat, nu este miros. Sperăm să păstreze chișinăuienii și să menținem așa ordine. În total, în Chișinău sunt 20 de treceri pietonale subterane. Primăria Capitalei promite că toate vor fi renovate în următorii ani.